În lipsa unor programe naționale de prevenție în ceea ce privește cancerul mamar, Consiliul Județean și-a propus ca începând din acest an să implementeze un proiect în această direcție. Președintele instituției, Tiberiu Marc, precizează că demersul se dorește a fi o colaborare între administrația județului, actorii economici importanți din Sălaj și medicii de la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Anul trecut, legat de sănătate, o colaborare, sau am continuat o colaborare cu unul dintre actorii economici importanți din Zalău, cu care am mai avut proiecte de pregătire a medicilor și personalului mediu din Spitalul Județean. Intenționăm să continuăm această colaborare și să dezvoltăm și alte proiecte mai noi. Și vă spun în premieră, intenția noastră este ca să intervenim și pe partea de prevenție. Nu e atributul Consiliului Județean, dar atâta vreme cât nu există suficiente programe naționale de prevenție, am început un studiu legat de oportunitatea de a face niște screening-uri pentru a preveni unele afecțiuni și mă refer concret la cancerul de sân. Statisticile spun că depistarea în fază precoce a acestei afecțiuni până la 5 ani crește șansele de vindecare cu 90%. Și atunci, atâta vreme cât nu există un program național, intenționăm să facem un program, să vedem, încă n-am evaluat costurile, dar dorim ca să-l facem cu medicii din Spitalul Județean. El va fi un program multianual cu siguranță și intenția este să aducem în acest demers și actori din mediul de afaceri din județ.